Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine este domnul Alin Văcaru din partea Partidului Social Democrat Gorj. Ieri domnul Văcaru a fost ales de colegii domniei sale din Comitetul Executiv al Partidului Organizația de la Gorj pe locul 3 candidat la alegerile parlamentare. Este un loc bun, spuneam. Este o surpriză pentru PSD și dumnealui este convins că din această poziție va transforma locul 3 într-un loc semi-eligibil pentru parlamentare. Sunt mulți care spun că cei de la PSD sunt foarte optimiști mici dacă speră și la al treilea deputat. Domnul Văcaru spune însă că nu este imposibil pentru că este foarte motivat să muncească în campania electorală. Dar vorbeam și despre faptul că Victor Ponta este absent total din județul Gorj în ultima perioadă. Dacă până acum mai venea în vizită cel puțin la deschiderea anului școlar, la nu mai știu ce festivitate, acum domnul Victor Ponta nu a mai venit deloc. Spunea domnul Văcaru că e de înțeles, are ceva probleme cu controlul judiciar și că mereu trebuie să dea cu semnătura pe undeva pe la vreo secție de poliție de prin capitală, dar asta nu îl salvează în fața gorjenilor care au ceva așteptări. Într-adevăr, spunea dumneavoastră că Victor Ponta este un motor pentru, o locomotivă pentru organizația de la Gorj, pentru organizația de la nivel central, pentru că este în creștere, în sondaje, ca urmare a ceea ce s-a întâmplat cu el în ultima perioadă din punct de vedere al Direcției Naționale Anticorupție. Pozează cumva într-un fel de victimă, dar s-ar putea să aveți o problemă când mergeți în campania electorală, la întâlnirele cu electoratul, domnule Văcaru, pentru că mulți vă vor întreba ce ați făcut voi cei de la Partidul Social Democrat, ce a făcut Victor Ponta, a fost prim-ministru, uite ce se întâmplă cu complexul energetic Oltenia. Sigur o să le spuneți, domnule, noi am încercat, cât am fost noi la guvernare, la ce se vorbea de insolvență, nu se vorbea prea mult de disponibilizări, pentru că se vorbea și în perioada aia de disponibilizări, dar nu la modul la care se petrec acum. Dar oamenii nu știu dacă o să fie la fel de... Noi luăm pulsul, știți, prin mesajele pe care le primim, domnule Văcaru, și consider că este cea mai autorizată poziție a legăturii de rând care îți spune oful printr-un mesaj transmis la o emisiune. Și nu sunt cazuri izolate. Da. Haideți să începem, că ați povestit foarte mult. Da. Vă rog să le luăm pe rând. Să luăm pe rând. Spuneați de ce s-a întâmplat ieri, că a fost o surpriză. Încă o dată, surpriza a fost pentru dumneavoastră presă. Da, la noi, am înțeles. La PSD, v-a dat și pe ce vă bazați. Vreau să, nu mai, să clarificăm această situație, că n-a fost o surpriză. Nu a apărut Văcaru din Joben. A apărut... Da, nu. Deci, dumneavoastră nu sunteți persoana apărută din Joben. M-a spus, să nu se înțeleagă. Sunt un om care intră într-o luptă. Nu mă dau la o parte la nicio luptă, dar intru într-o luptă când știu că am șanse reale să câștig. Nu o să-l vedeți pe Văcaru că se va băga niciodată într-o luptă care o va pierde. Pentru că, înainte de a intra, sunt un om foarte calculat și îmi calculez toate șansele. Și cred că am o experiență de atâta timp lucrând cu oamenii, am spus, sunt de foarte mult timp și în politică, încât îmi dau seama dacă oamenii respectivi adică spun adevărul în față sau o dau cotită și da, domnule, te susțin, dar nu prea sigur. Și atunci nu cred că surpriză în rândul partidului, nu. Pentru că toți, oricare dintre noi era acolo, cu siguranță că la fel munceam toți ceilalți și eu asta am și spus-o. Pot să fiu și pe locul 6, pe 7, în perioada aia îmi voi lua liber 30 de zile, voi merge în permanență pe teren. Acum mai mult, fiind pe un loc semi-eligibil, voi munci mai mult ca să încercăm să câștigăm aceste alegeri. Referitor la ce vom face, ce le vom spune, le-am spus și colegilor mei atunci când am mers să-i conving ce voi face eu ca parlamentar. Un parlamentar, că multă lume se așteaptă ca un parlamentar să vină, să aducă bani, să aducă... Nu, asta e rolul unui parlamentar. Rolul unui parlamentar este să facă legi, să facă legislația, să fie, nu mai fie atât de stufoasă, cum spunea și domnul Ciocea, să încerce să fie cât mai simplă, ca oamenii să nu mai fie frică, pentru că se întâmplă în foarte multe instituții unde nu merge treaba pentru că sunt blocaje, că e interpretabilă legea și de frică să nu răspundă în fața DNA-ului, în fața procurorilor, preferă mai bine să o lase așa. Și așa apar aceste blocaje, inclusiv cu legea fondului funciar, unde vă spuneam și atunci când eram prefect. Dacă sunt nemulțumit de ceva, este de faptul că n-am reușit și am făcut atât de multe drumuri și la ANCPI, și la ANRP, unde încercam să găsim o soluție, o cale de mijloc, un regulament pe care să implementăm la nivel de fiecare județ în parte, să fie simplu. Adică primarul să știe, domnule, dacă am asta, asta și asta, domnul de Brân de la OCPI trebuie să emită titlul de proprietate, să nu mai apară blocaje, că așa apăreau și atunci apăreau blocaje. De ce? Pentru că era un ordin al OCPI-ului și atunci când ne convenea foloseam pe acel ordin, când nu ne convenea foloseam legea fondului funciar. Deci astea sunt lucruri care trebuie. Și de-aia nu vreau să vin eu acum să spun, vom face aia. Eu ce voi face, voi sta de vorbă în permanență
cu domnii primari, pentru că ei sunt oameni care știu cel mai bine, și voi sta să susțin tot ceea ce consideră dumneavoastră că ar fi benefic în dezvoltarea localității dumneavoastră. La fel cu legea energiei. Nu sunt eu un specialist, dar cu siguranță sunt adeptul, sunt ei toți specialiști în energie și ei să spună cu soluții că atunci când mergi în Parlament să susții acea lege, să știi despre ce este vorba și să spui, bine, uite, ăștia sunt beneficiile. Dar bineînțeles, acele beneficii nu sunt ca orice altă lege. Deci se găsesc soluțiile cele mai bune pentru a putea da legi să nu mai fie atât de stufoase, să te ducă de la un articol la altul, să încercăm să găsim soluții cele mai bune. În rest, toate se vor face în funcție de priorități. Nu mă duc acum și voi spune că voi schimba legea antifumat. Trebuie să vedem ce beneficii aduce legea asta, că foarte mulți spuneau, domnule, treci în Parlament, dacă vrei să ne câștigi, chiar era o glumă în cadrul ședinței de ieri. Domnule, nimeni dintre dumneavoastră candidații n-a spus că eliminați legea antifumat, că sigur vă votau pe toți, că suntem foarte mulți sumători, că stăteam foarte mulți pe afară la țigare. Și atunci, nu pot să vă spun acum că mă duce în Parlament, o să fie un program al guvernului care se va forma și cu siguranță că vom urma pașii să pun ducea în îndeplinire acel program. Dar totdeauna mă voi pleca la nevoile primarilor, voi sta de vorbă cu ei, vom discuta de ce au nevoie ei ca să schimbăm legislația aceasta pentru a le ușura munca și a putea să se dezvolte localitatea din care fac parte dumneavoastră. La fel cu toate aceste instituții, cum este și Complexul Energetic Oltenia, stai la discuții și vedem ce ar putea să-i avantajeze pe ei legal, vă spuneam, să nu încălcăm o altă lege, să putem să dezvoltăm acest complex, să poată să funcționeze în continuare pentru a ne asigura situația energetică, siguranța energetică națională. Bine, acum ce să zic, probabil că ne rezervăm dreptul de a fi cumva încrezători în cei care intră noi pe listă la alegerile parlamentare, domnule Văcaru, pentru că cei care ne-au reprezentat deja în Parlamentul României, au demonstrat ce pot. Și asta e, nu se prea poate. De ce pot să le garantez? Nu se prea poate, pentru că ați avut forța de care aveați nevoie pentru a schimba Constituția României, nu de a schimba unele mici legi, aduce modificări la legea energiei, domnule Văcaru. Da, și la legea energiei, știți, da, foarte clar, atunci spunea și dumneavoastră. Noi sperăm că situația, fiind dumneavoastră și domnul Ciocea, spre exemplu, gorjeni adevărați, oameni de aici, să faceți ceva, pentru că cei care ne reprezintă în momentul acesta, domnule Văcaru, nu, n-au nicio treabă cu noi. Suntem uitați pe aici, pe undeva. Știu, sunt colegii noștri și nu vreau să vorbesc cu ei. Sunt convinsă că nu vreți ca până să-i la urmă, să tragi o linie și fiecare supărați. Răspunde. Dar eu ce v-am spus și vă pot garanta și l-am spus și colegilor mei, la fel și când am fost prefect, la fel și acum cum am fost în perioada asta de campanie, cu siguranță că nu va exista cel puțin o lună la care să nu trec prin acele localități, să stau de vorbă cu primarul respectiv. Probabil că asta și a făcut diferența la vot, dar sunteți conștient de faptul că s-ar putea să vi se spargă multe în cap din cauza nerealizărilor în perioada guvernului Ponta, da? V-ați înarmat cu răbdare, v-ați înarmat cu știu și eu, cu explicații, cu ce trebuie să le spuneți oamenilor, ce s-a întâmplat, de ce n-a fost posibil, ce s-a întâmplat în perioada în care ați fost prefect, ce s-a întâmplat cu colegii dumneavoastră. Vedeți, o să zic lumea, doamne, dar suntem în județ roșu de vreo 26 de ani, avem o problemă, ce se întâmplă cu noi? Știți? Vă asumați toate lucrurile astea? Mi-l asum că altfel aș fi intrat în această competiție și eu sunt convins că oamenii vor vedea și văd. Spuneați dumneavoastră că o să ne ia oamenii la întrebări că ați primit dumneavoastră mesaje. Nu știu dacă... Nu neapărat că am primit noi mesaje. Nu cred că ea care trimit nouă mesaje o să vă întrebe dumneavoastră. Dar zic așa, nu, ca și dar atitudine. Dar oamenii nu pot să uite. Majoritatea, nedreptățile care au fost făcute înainte și cum s-a rezolvat când a venit domnul Ponta, nu o să uite nici faptul că am avut creștere economică, nu o să uite nici faptul că acel drum de la Rovinari la Petroșani s-a deblocat pe vremea domnului Ponta, nu o să uite lucrurile astea, nu o să uite că UMSAD a fost scăpat de niște datorii ca să poată să dezvolte, nu o să uite că domnul Ponta s-a certat sau eu știu, n-a fost de acord cu ce propunea Fondul Monetar Internațional și le-a spus stop, până aici, de aici încolo facem. Nu o să uite toate lucrurile astea. Oamenii au simțit și oamenii de afaceri sunt în codul fiscal care acum încearcă să vină cu modificări la ei. Oamenii știu că primeau subvenții de la APIA și acum le-au primit. Oamenii știau că atunci se puteau atrage fonduri europene, acum mai e greu. Deci toate lucrurile astea noi nu le uită și vă spun, nu trebuie să le spunem noi că mergând în teren acum, în perioada asta, că am fost, cred că, nu știu dacă au
7-8 primari la care nu am ajuns, dar în rest la toată lumea am fost în teren și mergând în teren ne-am mai întâlnit și cu cetățenii localității de acolo și cunoscându-l pe domnul primar că este de la PSD, domnule, veniți cu domnul Ponta, cu acela noi și cu siguranță în campania electorală domnul Ponta va fi foarte mult timp în județul Gorj, pentru că probabil va fi și în alte județe să sprijine și colegii noștri din celelalte județe. La ce fel de atacuri sau la ce campanie electorală vă așteptați, domnule Văcaru? Nu ne gândim la ce ne așteptăm. V-am spus de fiecare dată, Partidul Social Democrat probabil că de aceea și reușit să câștige toate alegerile, cel puțin la nivelul județului Gorj. Noi o să avem un program de activități pe care îl urmăm. Cu siguranță că vom veghea și la ce se întâmplă și ce vor spune ca atacuri adversarilor noștri, dar eu consider că și celelalte partide va fi o campanie curată, bazată pe proiecte până la urmă și asta îmi doresc. Eu asta îmi doresc și de la generația mea. Mă bucur că și Claudiu Manta, deja uite, suntem doi tineri pe listele de la parlamentare și la Senat. Nici poziția lui Claudiu Manta pe locul 2 la Senat nu vă surprinde? Nu mă surprinde, pentru că Claudiu Manta este de 5 ani președintele organizației de tineret și vedeți și dumneavoastră, acum spuneți, da, e colegul dumneavoastră, dar nu cred că există organizație de tineret mai puternică ca cea de la TSD Gorj. Pentru că au o grămadă de acțiuni și umanitare și culturale și la nivelul județului Gorj sau la nivelul județului Gorj, evident, la celelalte partide. Evident, la celelalte partide tot nici tot timpul nu... urmăresc da. Și pe rețele socializare și în presă cum au o grămadă de acțiuni umanitare. Sunt de la PNL, dar nu prea știm multe despre ei. Nu am prea auzit. Iar celelalte partide nu cred că au organizații de tineret. Eu sincer nu știu cine este președintele la tineret la celelalte partide. Îmi scapă și mie de la PNL. Iar cine Claudiu este... Manta este un tânăr care este foarte cunoscut. Are și o activitate profesională destul de solidă, lucrează în privat, este notar, e un tânăr de viitor. Exact. Este o persoană vizibilă în Partidul Social Democrat, o persoană care de multe ori a apărat interesele partidului în luări de poziție publică, în multe dispute cu ceilalți reprezentanți ai partidelor politice. Da, acum știți cum, o să probabil o să zică și colegii de domnule, prea mult tineret, adică haideți să nu-i dăm la o parte pe seniorii din PSD, că știți cum experiența A rămas lucrul acesta că tineri. Avem deja o vârstă și noi nu mai suntem chiar foarte tineri. Tineri deja sunt la 20 și ceva de ani. Eu, de exemplu, am 38 de ani. Claudiu Manta, mulțumesc la fel, Claudiu Manta are 35 de ani. Deci nu mai suntem nici noi chiar așa adolescenți. Am trecut de perioada aceea, deja după de prima 30, tinerețe, de prima da. Tinerețe. Și atunci... tineri pentru că așa am fost cunoscuți în partid de activând de la Liga Studenților. Oricum ar fi să reprezentați generația tânără din PSD, da. Nu... Domnul Ponta la vârsta asta era deja ministru la 38 de ani, așa că nu cred că vârsta noastră este atât de... Adică o problemă, da. O problemă, da. Revenind un pic la modul în care vă așteptați să fie campania, vă așteptați la atacuri grele din partea celor de la PNL? Sunt cu, oricum cu armele nu știu ce ar putea să încărcate. Haideți să luăm așa. Ce poți să-i spui domnului Ciocea, de exemplu? Că o să se ia, probabil o să atace. O să zică de faptul că, uite, spre exemplu, e într-o primă fază incompatibilității. Dar nu știu dacă există vreun primar care nu e în această fază incompatibilității. Toți au, dar nu sunt convins. Dar asta nu înseamnă că dacă e și domnul Ciocea în situația asta, inclusiv acest lucru trebuie reglementat. Susținut în Parlament, da. Reglementat. Și atunci, nu știu ce ar putea domnul Ciocea, care știți foarte bine, dumnealui, dacă mâine vrea să iese UDMR-ul să câștige alegerile în Bustuchin, oamenii ascultă că da. Au văzut că da. Nu are niciun interes personal și tot ceea ce face, face pentru comunitatea respectivă. Ce ar putea să-i spună lui Văcaru? A, o să mai dea unii și alții, că a lucrat pe la casino. Eu mă mândresc că am lucrat acolo chiar am... Vă așteptați la astfel de atacuri? Astea sunt, dar o să fie... Au fost puși pe dumneavoastră la momentul în care ați fost numit prefect al Județului Gorj. Dumnealor știu și nu m-a deranjat deloc. Și dacă ar fi să iau de la început, la fel aș proceda, pentru că a fost o perioadă foarte frumoasă acolo la casino, unde nu eram un simplu șef de sală, cum și dacă eram... Dar cu ce v-a ajutat experiența de la casino pe dumneavoastră? Păi, acolo era exact ce... ca și cum ai avea o firmă ta, adică aveam 14 angajați, oameni care aveam acele salarii, unde trebuia autorizații, registrul unic de control, registrul de casă în fiecare zi, adică exact ce face un patron în zilele de astăzi, unde are un număr de angajați, asta făcea Alin Văcaru la acel casino de care toată lumea vehiculează că am fost șef de sală. Nu știam cum se joacă la acele mașinuțe. Efectiv, doar veneam și făceam citirile la aparate, strângeam respectiv sumele de bani și le depuneam în... la bancă.
Deci era exact ce face un... Considerați că v-a ajutat experiența respectivă? Foarte mult, foarte mult m-a ajutat și a fost și o perioadă frumoasă. Și dacă ar fi să o iau de la început, la fel aș face. Cum și la Artego. Le-am spus, când eram student, în anul 2 de facultate, am lucrat la Artego, tehnician metrolog. Pentru că am vrut să-mi câștig singur eu existența, să nu mai depind de părinți. Și aveam timp să mă duc, lucram și sâmbătă și duminică, lucram și pe schimburi, ca să pot să vin și la facultate, să îmi duc mai departe și studiile superioare. Dar asta nu e o rușine. Probabil că ar fi vrut să fur sau nu știu, era mai bine dacă furam decât să muncesc. Deci numai cu lucruri din astea. Și atunci o să supere pe oamenii, majoritatea oamenilor la noi sunt oameni simpli și în județ și în țară, sunt oameni simpli care muncesc. Și nu cred că asta ar fi un dezavantaj. Din contră, aici uite, domnule, că și omul ăsta a fost odată ca noi. Uite, a pornit de jos, a lucrat, n-a avut pe băiatul lui tata, n-a avut firme să mi le lasă tata și nu știu care, a pornit singur, a lucrat de la muncitor, a trecut prin toate etapele vieții și a învățat de la șefii dumnealui și a luat lucrurile bune ca să le pună în practică atunci când a ajuns să conducă o societate. Probabil de aceea, da. Eu zic că nu e un dezavantaj și din contră poate să fie un avantaj. Sigur, aveți dreptate dintr-un punct de vedere. Până acest moment, domnule Văcaru, dumneavoastră ați fost propulsat pe funcții, dar pe funcții numite. Asta a fost un reproș, ăsta a fost un reproș care vi s-a adus. În momentul ăsta, domnule Văcaru, aveți șansa de a le demonstra celor care au un dinte împotriva dumneavoastră că puteți să învingeți și altfel, în afară de funcții pe care să fiți numit. Considerați că dacă nu veți reuși să faceți din locul 3 un loc eligibil, va fi un eșec personal al dumneavoastră? Nu, dar să ne înțelegem cu funcțiile numite. Până la urmă, ca să pot să fiu prefect, a trebuit să am o funcție publică pe care nu am fost numit, am dat un examen. Ne-au fost 4, cu toate că încearcă unii să denigreze, am fost 4 la acel examen, 4 persoane, unde după propria probă au rămas doar 2 persoane și am câștigat acel concurs. Vă referați la vot. Am fost consilier județean, am fost pe listă de ale partidului la Consiliul Județean. Deci nu e prima dată când am fost numit. Da, partidul a avut încredere în mine, domnul Ponta fiind prim-ministru la fel a avut încredere în mine și m-a numit pentru că așa sunt prefecții. Nu sunt eu primul prefect care am fost numit. Toți prefecții și nu numai acum, din 90 încoace, toți prefecții este o funcție apolitică, dar este susținut de guvern. De guvern. Și evident. Atunci, în rest, eu nu știu. Și când am dat examen la acest cazino și la Artem, am dat examen, n-am fost numit. Nu știu la care funcții vă referiți dumneavoastră, dar funcția de prefect o am numită, în rest nu știu ce funcție. A fost și cea mai importantă funcție deținută de dumneavoastră până în acest moment. E normal. Și care vă conferă o vizibilitate extraordinară. L-am impres la fel. L-am impres, a fost un concurs de proiecte, unde mi-am prezentat un proiect care există și acum în arhivă acolo, unde am câștigat acel post de director adjunct. Deci nu au fost funcții numite. A, e normal. Acum știți, de asta probabil că s-a și toată lumea spune, domnule, tehnocrați sunt doar aia care nu fac politică. Păi dacă tot vrem să avem, să profesionalizăm această clasă politică, ca în Parlament să avem oameni profesioniști, ce facem? Oamenii ceilalți care sunt profesioniști și nu se înscriu, nu pot să vină să accede, cum acces pe o funcție politică, nu mai poți să mai faci nimic în viață. La fel ca și cu familia mea, că am fost atacat de foarte multe ori și de familie. Când ajungi pe o funcție, de ce trebuie să aibă de suferit și toți oamenii din jurul tău? Așa este, aici este o mare nedreptate care se comite pentru cei care ajung în funcții, doar în județul Gorj. Trece peste toate astea, nu e nicio problemă. Sunt convinsă că treceți pentru că până la urmă timpul le rezolvă pe toate, s-a demonstrat de-a lungul timpului. Ceea ce vreau să vă mai întreb, domnule Văcaru, legat de lista la Senat, considerați că domnul Călinoiu, pe prima poziție la Senat, cumva face vulnerabil partidul în alegerile parlamentare? Știți, are ceva probleme legate de acel proces cu ANI, care se judecă acum la Înalta Curte. Este ușor vulnerabil în viziunea contracandidaților dumneavoastră de la celelalte partide. Acum dacă stăm și ne gândim de ce este domnul președinte Călinoiu, procesul acesta la ANI, că a uitat să treacă o sumă de, nu știu, 80 de 800 de lei sau nu știu cum, dacă o luăm în așa... Într-adevăr, suma este să nu... Da, e, dar nu contează, legea e lege. E adevărat, legea e lege, dar nu poți acum să spui că e vulnerabil, că a uitat să treacă, că se întâmplă. S-a întâmplat acum că, vă spun, colegi de-ai mei, înalți funcționari publici,
au uitat, dar au norocul dumnealor că n-a găsit ani înainte de a-și declara dumnealor să revină cu o rectificativă. Să... Deci ar fi putut fi mult mai mulți în această situație. Nu știu dacă e o situație, o neglijență, bă, au uitat să treacă niște lucruri. Nu putem să-i spunem că au omorât pe cineva sau în regulă. Aveți dreptate în acest punct de vedere. Poate că suma despre care vorbim este absolut neinteresantă. Probabil de-aia și uitat-o domnul Călinoiu. Probabil. Că dacă i-ar fost sume mai interesante sau despre aia, probabil și-ar fi amintit domnia sa. Și-ar fi trecut-o, dar... Există o situație, da, există, de care nu puteți face abstracție. Dar până la momentul acesta și care există prezumția de nevinovăție și atunci haideți să luăm ca atare așa. Când nu sunt de specialitate, dar cei care se pricep în domeniu spun că nu are nicio șansă să scape de o decizie de favoare. Nu știu, ați văzut și primarii. Unii au scăpat, alții n-au scăpat. Alții bine, au repet, dincolo, până să nu se, că nu să se pronunțe chiar acum în Alta Curte, dar mai este până se va, vă face cumva vulnerabil. Nu vă face. Nu. Stă la final, domnule Văcaru. Vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc mult succes. Mulțumesc. Spor la treabă, să aveți forță și putere, pentru că să faceți din locul 3 un loc eligibil nu este ușor. Așa este, dar nu e imposibil. Și evident că nu este imposibil. Nu e imposibil, merită încercat. Și totul depinde de cum se mișcă și adversarii dumneavoastră. E adevărat, dar în primul rând este ceea ce facem noi. Asta este important. Echipa PSD să fie implicată, iar eu, cum i-am văzut ieri pe domnii primari, sunt convins că vor lupta mai mult decât au luptat pentru dumneavoastră la alegerile locale. Sperăm să fie, cum spuneți dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Ne revedem mâine. Toate cele bune!